Salut și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Astăzi m-am gândit să fac o combinație dintre două chestiuțe diferite și anume, în primul și în primul rând, o să vedem exact ce conține cutia Look Fantastic pe luna aceasta și pe lângă asta o să și testăm un produs aici pe cameră cu voi din această cutie, pentru că este un blush care mi-a atras atenția și sper foarte mult să fie într-o nuanță frumoasă. Eu recunosc că mai devreme când mă pregăteam, am zis gata, nu mă fac cu blush pentru că o să filmez și să testez împreună cu voi. Dar am uitat acest lucru pentru că mă uitam la un video pe YouTube și eram concentrată să mă și machiez, să mă și uit. Dar am venit foarte repede cu un pic de pudră peste, așa că nu o să se vadă foarte tare. Și vom testa ce este aici. Este o cutie aniversară, nici nu mai știu exact câți ani au făcut ei și de asta. Pentru că în ultima perioadă ați văzut că nu au mai venit în cutiuțele acestea foarte simpatice. Și pe lângă asta vreau să vă arăt și cu ce m-am întors din concediu. Vă spuneam că nu am în plan să cumpăr nimic special, știam, singurul lucru pe care îl știam că îl vreau sunt două produse sau au fost două produse de la Cezanne, brandul pe care eu îl ador și a fost pentru prima dată când am ajuns la ei în magazin și am avut experiența de a face cumpărături din magazin. O să vă zic la momentul potrivit și ce nu mi-a plăcut la ei. Și am mai cumpărat așa niște mărunțișuri care nu ținem neapărat să le iau, dar mi-au sărit în cale și am zis că e momentul să pun mâna pe ele, pentru că după aceea nu o să le mai găsesc sau nu o să-mi fie accesibile după ce mă întorc în țara. Hai să vedem prima dată ce este în cutie și după aceea ne apucăm de restul. Ca de obicei avem cartonașul ăsta și nici nu mai știu exact ce au zis că o să fie luna viitoare, așa că facem repede un scan. Dacă vreți și voi, vi-l las aici pe ecran și dacă scanați cu telefonul QR codul, vă duce la revistă și la ce conține. A 10-a aniversare a lor. Așa, și să mergem foarte repede înainte ce vine în septembrie. În septembrie zice că o să primim o mascara, nu știu dacă vedeți voi aceasta de aici. Este o mascara de la Benefit pe care eu o știu, o am, îmi place și o folosesc de ceva timp. Am avut un mini care deja chiar este petrecut. Dar să vedem și ce este în interior, la fel ca de obicei avem 6 produse. Am să las blush-ul la final. Avem o dată de la Ciate London o pudră de fixare, Extraordinary Setting Powder Translucent Loose Setting Powder. Are 5 grame, zice aici că este valabil 18 luni de la deschidere. Eu am mai multe produse de la ei pe care tot așa le-am descoperit în cutiuțe. După aceea avem de la Chris Appleton în combinație cu Color Wow, care se numește Money, mască pentru păr strălucitor și zice aici expensive looking hair, adică un păr care arată scump. Din păcate e un pic prea lucios ambalajul și nu o să-l vedeți voi foarte bine. Am auzit foarte multe chestii mișto de brandul acesta și de masca aceasta în special, dar nu știu să vă zic nimic din experiența mea, nu l-am testat, o să vedem mai încolo. Avem de la Aveeno Calm Restore for Sensitive Skin Oat Gel Moisturizer. Este o cremă de față cu o textură de gel pentru pielea sensibilă, fără parfum. Zice aici că cumva reface bariera de protecție a pielii și calmează și hidratează cu prebiotic oat. Fără parfum, hipoalergenic, non-comedogenic și se absorbe foarte repede, având în vedere că are o textură de gel. O face să se absorbă foarte repede în piele. Aici, din ce îmi dau eu seama, avem varianta full size. Nu știu exact dacă sunt și alte variante, dar având în vedere că e o cremă de față, nu cred. Are 50 de mililitri și termen de valabilitate 12 luni de la deschidere. Nu are niciun fel de parfum. Ce nu-mi place mie de foarte multe ori la produsele acestea este faptul că nu au... Și aici nu mă refer doar la produsele din cutia lui Fantastic, mă refer în general la produse. Faptul că nu au acea peliculă pe deasupra folie care să le facă să știi sigur că nu au fost desfăcute. Pentru că asta doar am desfăcut capacul, nu știu sigur dacă nu l-a mai desfăcut cineva înainte, de exemplu un angajat de acolo.
Asta este o chestie care personal nu-mi place la produse, dar trecem peste. Mai avem de la Rituals of Sakura, Ritual of Karma, o cremă hidratantă pentru corp, 48 de ore de hidratare, este într-un ambalaj din acesta. Știți că anul trecut, de fapt nu știu dacă anul trecut, nici ăsta nu are chestii din aia de sigiliu. Mi-a să vină. Știți că anul trecut am avut de la ei o cremă sau anul ăsta, nici nu mai știu exact când, la care îi era stricat capacul și nu am folosit-o pentru că mi-a fost frică să nu dezvolt prea alergie. Ce bine mi-a să... Chiar mi-a lăsat foarte bine și intră foarte repede în piele, lucru care este bun pentru că cu floare de lotus și cu ceai alb. E bine că intră repede în piele pentru că eu am o problemă. Pe cât de mult îmi place să-mi îngrijesc fața, pe atât de puțin îmi place să-mi îngrijesc corpul. Și când mă gândesc la, sau când zic îngrijire, mă refer la faptul că nu prea îl hidratez pentru că n-am răbdare. Dar ce să facem, trecem peste. Așa că dacă un produs intră repede în piele, e bine pentru că pot să-l pun repede pe piele, după care să mă și îmbrac. În această chestiuță avem o oglindă. Asta am desfăcut-o când a ajuns, că nu știam exact ce este. Scrie pe ea, "You look fantastic." Și are tot așa două părți, nu o să vi le arăt acum. Are două părți, una normală și una care mărește. Și ultimul produs pe care și vreau să îl testez acum împreună cu voi este un blush. Este de la brandul Pinched GH Glow Hub. I'm here for a super blendable flush of diffuse color skincare benefits. Se poate folosi pentru obraz și pentru buze. Conține niacinamide, acid hialuronic și vitamina E. Așa că hai să îl și punem la treabă, să vedem exact cum arată și ce este, dar am nevoie de ceva să pot să-l deschid. Așa. Mi-a plăcut foarte mult în momentul în care a ajuns cutia, l-am și desfăcut. Așa arată ambalajul în cutie și așa arată el. Mi se pare foarte drăguț și simpatic. Arată așa, nu știu, ca și un fel de ruș, dar într-un ambalaj un pic mai măricel. Este un produs din acesta stick și are o culoare absolut superbă. Așa că am să iau o pensulă, am să iau blush-ul și hai să vedem exact. Pare foarte cremos de altfel. Sper că se vede și nu se vede foarte tare blush-ul pe care l-am aplicat eu anterior. Da, uite. Ce drăguță culoare are. Chiar mi se pare foarte mișto. Am aplicat, desigur, un pic mai mult din considerentul să vedeți și voi un pic mai bine. Dar mi se pare foarte mișto culoarea. Desigur că în continuare transpir foarte tare pentru că este foarte cald și aștept cu nerăbdare să vină acel moment în care să pot să filmez clipuri fără să mai transpir, în special când vine vorba despre clipuri de machiaj, pentru că le-am cam evitat perioada aceasta din acest motiv. Ia uitați! Chiar foarte drăguț. Aici în continuare mi se mai vede pata pe care o am pe partea aceasta. Însă mi se pare că a început să nu se mai vadă atât de tare nici petele mele de pe față. Și sper să scap cât mai curând de ele. Foarte drăguț blush-ul acesta. Îmi place că se lucrează ușor cu el, după cum ați văzut. Am aplicat foarte puțin, dar un pic mai mult decât aș fi aplicat în mod normal ca să se vadă și la voi pe cameră. Și mi se pare că arată foarte drăguț. Stați-mă și un glindă. Mai bine, este un blush care nu scoate absolut deloc în evidență porii. Și chiar arată foarte drăguț. Așa că mă bucur foarte mult că mai am un blush în colecție. În ultima perioadă am făcut o mică obsesie, să zic așa, pentru blush-urile cremoase și mi-a venit mâncarea. Gata, hai că am revenit. Între timp mi-a ajuns și mâncarea pentru că astăzi am o zi full și nu am timp să fac nimic de mâncare, așa că am plasat repede o comandă. Ziceam că în ultima perioadă am făcut o mică obsesie pentru blush-urile cremoase și cred că asta vine din faptul că o perioadă lungă de timp nu am fost fană blush-uri cremoase pentru că mi se păreau că nu sunt potrivite pentru tipul meu de piele, pentru că
Nu știu, nu mă atrăgeau, nu știu exact motivul, însă ideea este că acum am suficient de multe blașuri cremoase încât să compenseze faptul că mulți ani nu le-am folosit, ci foloseam doar produse pudră. Și spun asta pentru că și din concediu m-am întors cu două. Așa că hai să și începem să vă arăt cu ce m-am întors din concediu. După cum spuneam la începutul clipului, singura mea dorință era să ajungem la Sezan și să-mi cumpăr ceva de acolo. Și când am ajuns acolo, mi-a plăcut foarte mult magazinul, era o zi ploioasă, dar chiar și așa a fost ceva foarte fascinant pentru mine să ajung în sfârșit la ei într-un magazin. Aveau niște rafturi foarte frumos aranjate, produsele puse și am zis, ok, dacă tot e prima dată când ajung la ei, hai că mă duc și vreau să încerc foarte multe lucruri, chiar dacă știam că eu vreau doar două. Să încerc foarte multe chestii ca să știu exact dacă îmi stau bine, dacă îmi plac pe viitor când mai am buget pentru așa ceva, să pot să-mi comand online fără niciun fel de problemă când vine vorba de mări. Dar nu aveau atât de multe lucruri în magazin pe care aș fi vrut eu să le încerc. M-am uitat așa pe rafturi, erau foarte drăguțe, știam cam toate produsele pe care le aveau acolo, însă nu erau ce vroiam eu. Aș fi vrut să încerc niște fuste, dar nu au avut care să îmi placă. Au avut pantaloni, dar eu nu prea port pantaloni. Mă refer pantaloni, port blugi. Pantaloni nu. Deoarece până în acest moment nu am găsit niciun model sau nici un material care să nu se facă urât între picioare. Și dacă sunteți mai cu forme, așa ca și mine, și în special dacă aveți niște picioare drepte care se friacă între picioare de fiecare dată când umblați, cred că știți suferința mea sau puteți să mă înțelegeți mai bine în faptul că, indiferent ce pantaloni îmi cumpăr, după una, două purtări se fac foarte urât între picioare. Ba se scămoșează, ba se decolorează și nu. De asta prefer blugii. Așa că nu m-am uitat la pantaloni, nu eram interesată, după care m-am uitat la cămăși, dar nu aveau nimic ce să-mi fi plăcut mie. M-am uitat la genți, dar mi se par un pic cam scumpe totuși ale lor și nu le-am luat, m-am uitat la accesorii, după care am ajuns la raionul care m-a interesat pe mine și anume pulovere și cardigan. Aveam pe wishlist și vroiam să-mi cumpăr unul roz. Am unul gri și mi-a plăcut foarte mult, după care am vrut să-mi iau și unul roz. Nu aveau, am încercat pe roșu și pe bej, fix același model, dar nu mi-a plăcut niciunul cum stăteau pe mine. Am mai avut și alte pulovere pe care să le încerc, dar nu aveau mărimea mea, așa că m-am rezumat la două, care niciuna nu erau pe listă, erau altele, de fapt era alt model pe listă, însă chiar și așa le-am luat pe astea două și sunt foarte încântate și chiar mă bucur că nu le-am găsit pe celelalte, pentru că îmi plac mult mai mult acestea. Avem odată și odată, amândouă sunt de toamnă, de iarnă, unul l-am și purtat deja acolo, pentru că temperatura de acolo a fost mult mai prietenoasă cu mine. Avem odată și odată acesta, care este un cardigan bej. Nu este lung, nici nu mai știu exact din cum se numește, că ele au Betty. Ele au câte o denumire fiecare. Betty se numește și eu mai am unul fix așa, pe vișiniu. Și mi s-a părut foarte drăguță culoarea la acesta. Este fix același model, doar că aceeași mărime, doar că este altă culoare. Așa că l-am luat pe acesta și pe lângă asta mai văzusem un pulover care mi-a plăcut foarte mult și m-a atras din cauza culorii. Stați că e pe toți, că pe asta l-am purtat deja. Și chiar îl văzusem, cred că ziua respectivă sau înainte cu o zi, la o tipă pe TikTok. Ea l-avea pe gri și zicea că, mamă, ce mișto este. Este un pulover simplu, deci nu are niciun fel de model, niciun design. Este un pulover simplu, îmi place foarte mult culoarea lui și cum arată pe mine și cum se așează. Partea foarte drăguță la el este că are niște mâneci, de astea un fel de mâneci balon, aș zice, nu știu cât de bine se vede la voi. Și aici are niște nasturi, așa, acestea sunt singurele detalii, să zic, mai aparte de la el. Însă îmi place foarte mult cum arată, îmi place cum se așează, îmi place cum se simte. Nu este deloc din acela material, din acela care să te mănânce pielea de la el. Nici nu sunt neapărat foarte sensibilă din punctul ăsta de vedere. Poate dacă voi o să-l încercați sau dacă l-aveți o să ziceți că vă mănâncă un pic pielea. Pe mine nu, deși l-am portat o zi întreagă de dimineață până seara. Și chiar n-am avut absolut niciun fel de problemă cu el. Mi-a plăcut foarte mult. Singurul lucru ce nu mi-a plăcut în magazin a fost faptul că nu aveau măsuri.
E adevărat că nu știu cât de mari sunt alte magazine, așa nici am văzut eu în online, au și magazine mai mari, acesta nu era neapărat un magazin mare, nu aveau exagerat de multă marfă, dar problema era că nu aveau mărimi. Și pe lângă asta, lucru care m-a întristat și m-a dezamăgit foarte tare a fost faptul că eu nu m-am uitat la prețuri. Știam prețurile din online, știu cam ce prețuri au, știam ce vreau și cât mă costă și nu m-am uitat la prețuri. Le-am ales, m-am dus la casă, le-am plătit și în momentul în care am plecat de acolo mi se părea, având în vedere că sunt lire, eu până acum n-am avut agență cu lire, că n-am fost în momentul de față în Londra, fiind în lire, mă gândeam, sigur, nu am calculat eu bine sau ceva de genul. Și când mi-a venit mesaj că ai plătit atât, mă gândeam, ceva nu e regulă, pentru că este mult mai mult decât știam eu că costă puloverele lor. Ideea este că la ei se calculează în lire. Adică, pe site este 100 de euro, dau un exemplu, la ei este 100 de lire și știm deja că lira este mai scumpă și unul dintre pulovere era chiar și mai scump și în lire decât pe site. Și asta cumva m-a dezamăgit pentru că din câte știu eu, de la persoane care au mai fost în alte orașe unde sunt magazine, nu au fost mai scumpe decât sunt în online. Și puteam să mi le comand online puloverele acestea, să le văd acolo și să le comand online să vin acasă. Dar chiar și așa mă bucur și de acum înainte o să fie amintire faptul că acestea două au fost cumpărate din Londra și abia aștept să vină vremea să pot să le port și aici la noi. Pentru că îmi place foarte mult acesta, îmi place maxim. Deci e o culoare de asta așa, nu știu, de oatmeal, de... că nu e beige, nu e maro, e un fel de nude. Însă îmi place foarte mult și chiar aș vrea să mai îmi cumpăr un cardigan de la ei pe culoarea aceasta. Cardigan din acela care aș fi vrut să-l cumpăr pe roz, știu că îl au și în culoarea aceasta. Așa că, după cum vedeți, în perioada următoare m-am axat mai mult pe beige și pe nude și sunt niște nuanțe care întotdeauna o să fie la modă din punctul meu de vedere și o să fie în trend chiar dacă nu se poartă neapărat, nu știu, știți voi asta cu trendurile, cu panton, cu toate alea. Mie mi se pare foarte faine și ce-mi plac la produsele lor este faptul că nu au logo-uri, nu au branding-ul foarte mare. Îmi plac produsele foarte simple, care să nu se vadă branding-ul mare cât casa în momentul în care le port, care să nu fie ostentative. Și în ultima perioadă stilul meu a început să fie mai mult clasic, mai mult pe nuanțe din acestea mai, mai neutre. Și să nu mai port chiar atât de multă culoare. Mi se pare că mă prind mult mai bine. Desigur, nu o să renunț complet la hainele colorate, dar o să le reduc un pic pentru că mi se pare că arăt mult mai bine în nuanțele acestea, nuanțe de alb, cum este și cămașa mea de astăzi. Da. După aceea am fost într-un magazin Uniqlo. Știu că există în foarte multe orașe, știu că sunt și în Franța, am fost și când am fost la Paris la ei. Și am tot văzut de anul trecut borsetele lor matlasate, care toată lumea le-a cumpărat într-o veselie, pe toate culorile posibile, cât sunt de faine, cât sunt de comode, cât sunt de versatile, le poți purta la orice și așa mai departe. Și n-am putut să mă țin și mi-am luat și eu una. Este aceasta, este, nu știu exact cât de mari erau acelea care le-am tot văzut în online, pentru că știți deja de foarte multe ori, realitatea nu bate cu camera sau invers. Însă mie mi-a plăcut foarte mult de aceasta, am mai avut o variantă simplă, fără cusăturile acestea, dar era o idee mai mică. Eu am luat-o pe aceasta într-o nuanță de verde, cred că se vede și la voi pe cameră, este un verde închis, îmi place care bretea din aceasta care se poate face mai mică sau mai mare în funcție de cum vreți. Eu am ales varianta aceasta mai mare și am ales într-o nuanță cea mai închisă pentru că vreau să o port în toamnă-iarnă și vreau să o port la facultate în special. Sau când, nu știu, mergem undeva unde am nevoie să-mi pun mai multe chestii în geantă pentru că este destul de încăpătoare. Nu știu dacă o să mi capă mie toate zarzavaturile pe care o să le car la facultate. Dar cel puțin o să mă ajute și îmi place că pot să o port tip poștaș și nu trebuie să o port neapărat pe un număr unde să mă doară sau... În unul din motivele care nu, pe care nu le aștept când vine vorba de facultate este faptul că iar o să am o grămadă de chestii de luat cu mine, caiete, deși m-am gândit că de anul acesta aș prefera din să port, să iau cu mine o tabletă pentru că mi se pare un pic mai ușor de luat și acolo mai ușor de lucrat.
dar o să trebuiască să-mi iau halat, apă, cafea, ceva de roței, mâncare, nu știu dacă o să-mi încapă tot aici, tableta, în principiu ar trebui să-mi încapă, însă restul o să mai vedem noi. Oricum mi-a plăcut foarte mult și am zis că o iau, avea foarte multe nuanțe, avea un perete întreg. Și este și unisex, aceasta se poate purta și de către noi și de către partenerii noștri, dacă sunt doritori. Am un lucru care nu era în plan să-l cumpăr deloc. Nu, nici măcar nu mă interesa, nici măcar nu știam de existența ei. Este o chestiuță de păr. Dar m-a rugat prietena mea să mă uit în puț și să văd dacă nu găsesc accesorul acesta de păr, pentru că l-am văzut ea în online și s-a părut foarte drăguț și interesant. Faptul că este ceva material din acesta satinat și poți să-ți prinzi părul cu el noaptea când te culci și să-ți facă bucle pe dimineață pe când te trezești. Și zic, hai să-mi cumpăr și eu unul dacă tot este acolo. De ce să-l las acolo? Și erau fix ultimele două. I-am cumpărat eu unul și mi-am luat mie unul. Este practic o prinzătoare de asta de păr. Este foarte moale și este foarte pufoasă. N-am la îndemână să vă arăt una simplă, care nu e... Uitați-vă, n-am pe aici. Nu știu, ca să vă faceți o idee, sunt unele atât de micuțe și e asta este foarte, foarte mare. Nu puteți să o purtați în păr așa în viața de zi cu zi, hai să fac un mod și să ies cu ea pe stradă. Însă este foarte pufoasă și are în interior, nu știu ce e asta, are în interior ceva ca și un fel de melană sau ceva care să o facă mai mare. Și să știți că chiar ondulează foarte fain părul, am dormit deja de două ori cu ea noaptea. Singurul lucru la care trebuie să fiți atente, în special dacă aveți părul mai lung, să vă faceți moți aici, pentru că altfel dacă prindeți aici în spate și dormiți pe spate, să vă deranjeze. Dar dacă nu sunteți genul care să dormiți pe spate, dormiți pe burtă sau pe parte, puteți să prindeți și aici jos. Eu de obicei mi-l prind așa moți aici în vârful capului și îmi place și pentru că nu mă strânge deloc și nu mă incomodează. De multe ori îmi prind părul seara când mă culc ca să nu dorm pe el, să nu mi-l trag pentru că este destul de lung deja. Și mă trezesc noaptea că mă trage câte un fir de păr, mi se agață, se întâmplă ceva cu asta, n-am avut absolut niciun fel de problemă, așa că o am și eu pe asta, să mă joc cu ea, asta nu era în plan. Și când am fost așa în buț, am trecut și pe la cosmetice să văd ce au, nu m-am uitat acolo jos, eu am fost într-unul care era pe două nivele, pe nivelul de sus era magazinul în sine unde puteai să-ți cumperi orice, de la șampoane, de la chestii, și în partea de jos erau cosmeticele, produsele de machiaj, dar acelea high-end. În partea de sus erau astea mai ieftine, drugstore, și în partea de jos erau ale high-end. La acelea nu am fost să le văd, însă mi-au sărit în ochi produsele acestea de la Elf. Eu de foarte mult timp mi-am dorit să le testez, pentru că le-am văzut la fetele din afară și toate le laudau cât sunt de bune, la prețul pe care le au și așa mai departe. Și am zis că, hai, dacă tot sunt acolo, să-mi iau și eu două nuanțe. Mi-am ales Tahiti, care este una dintre cele mai versatile din ce ziceau fetele din online, și Turks and Caicos. Acestea două sunt niște blush-uri cremoase pe care o să le și testăm împreună. Nici nu le-am desfăcut să mă uit la ele, nu mi-am băgat degețelele, nu am făcut nimic cu ele încă. Pentru că vreau să, sau aș vrea să le testez împreună cu voi. Mi s-au părut interesante și am zis că hai să văd și eu cum sunt. Hai să și scoatem în afară să vedem cum vine în ambalaj din acesta foarte micuț, simplu. Îmi place că este mic și e simplu și o să fie ușor de luat în călătorie. Nu miroase a nimic și așa arată în interior. Nu o să-mi bag acum degețelele în ele pentru că vreau să fac un video împreună cu voi în care să le testăm pe cameră și să vedem exact cum sunt. O să le testăm amândouă deodată și o să facem o comparație între ele, așa că nici asta nu era un plan, dar dacă tot le-am văzut, am zis că hai să le iau. Și am uitat să vă zic, de la Sezar, în general, când faceți cumpărături în online, nu știu exact dacă tot timpul și în magazin, dar în online primiți ceva cadou. De exemplu, am primit la ultima achiziție care am dat comandă online, o traistă din aia mare, o geantă din aceea mare care se poate lua pe umăr. Înainte de aceea am mai primit încă una, am primit tot felul, am văzut la fete că am mai primit portfarduri și așa mai departe. Iar eu în magazin am primit și un parfum de la ei și îmi place tot așa că vine într-un ambalaj foarte simplu, minimalist, nu are nu știu ce chestii pe el.
Și așa arată parfumul în sine, mi se pare foarte drăguț. Și sticluța aceasta o voi păstra chiar și după ce se termină, pentru că e foarte drăguță. Singurul branding pe care l-are scrie aici în față, Le Cézanne Eau de Toilette. Nu știu dacă au mai multe mirosuri sau mai multe parfumuri, habar n-am. Și ultimul produs este o carte, care tot așa nu era în plan. Am fost în Harrods, pentru că mi-am dorit foarte mult să ajung acolo și cel mai mult mi-am dorit să ajung la raionul de Crăciun. Nu știu dacă știți, dar ei la subsol, pentru că nu știam exact unde este, la subsol au un departament unde poți să-ți cumperi globuri și accesorii de Crăciun pe tot parcursul anului. Este deschis tot timpul, nu doar în perioada sărbătorilor. Și l-am tot văzut în online și am zis, musai, când ajungem în Londra, vreau să ajung la Harrods și vreau să ajung acolo. Am ajuns acolo, am rămas dezamăgită. Poate și faptul că nu e sezon, dar aveau destul de puține, adică mă așteptam la ceva mult mai mare. Și pe lângă faptul că erau puține, erau și foarte chicioase, prea sclipicioase. Mi-aș fi dorit să-mi cumpăr un glob, să-l am ca amintire și să-l pun în brad în fiecare an și să-mi amintească de prima vizită la Londra. Și m-am tot uitat pe acolo și m-am învârtit, hai să cumpăr unul să fie și dacă nu e ceva ce să se potrivească cu bradul, să fie ceva, dar n-am găsit nimic. Și mi s-au părut și foarte, foarte scumpe. Dar chiar și așa, dacă găseam unul care să-mi placă, mi l-aș fi cumpărat. N-am găsit nimic, aveau și brad, aveau tot felul de decorațiuni, de globuri, dar unele mi se părea că o să fie mult prea complicat de adus ca să nu se spargă pe avion, că chiar dacă le-aș fi ambalat eu bine, da, n-am găsit nimic, poate data viitoare, însă chiar și așa n-am vrut să plec fără nimic de acolo, am vrut să am ceva amintire care să rămână și peste ani și ani, care să nu fie o piesă vestimentară, care să nu fie machiaje care se consumă, se termină și le arunc, și să rămână amintire. Așa că mi-a sărit în ochi o carte, pentru că acolo jos, lângă departamentul de Crăciun, aveau și cărți. Mi-a sărit în cale o carte și mi-am luat-o pe aceasta. N-am luat-o doar ca și amintire, am luat-o și pentru că mă interesează foarte mult subiectul. Se numește The Forever Wardrobe, adică garderoba veșnică, sau pentru totdeauna, că veșnică sunt un pic ciudat. Zice aici, găsește stilul, transformă-ți hainele, salvează timp și bani. Doar am răsfoit-o, nu m-am uitat încă așa peste ea. Aici este colorată și are tot felul de poze, are text, deci nu e doar un fel de coffee table book, ci poți să o citești, are și secțiuni unde să faci mici exerciții. Mi s-a părut foarte drăguț, eu uitat aici, are poze, are text, așa că asta o să fie amintirea mea și cadoul meu pentru prima vizită la Londra. Și cam astea au fost achizițiile, v-am zis, în afară de vizita la Cézanne, nu vroiam nimic pentru că am fost și în Sephora. De fiecare dată când mă duc în afara țării și este Sephora, vreau să ajung la ei, dar nu au avut decât vreo două branduri care nu le avem noi și chiar și așa mi s-au părut scumpe. V-am zis că la ei, din ce am observat, chiar și în Sephora, cumva mi se pare că se calculează la lire, nu la euro. Și chiar dacă teoretic e ok că se calculează în lire, că iau lire, dar să fie un pic mai ieftin decât ar fi, adică nu să fie, dacă la noi e 40 de euro, la ei să fie 40 de lire. N-am văzut nimic care să-mi sară în ochi și am zis că nu țin neapărat să cumpăr ceva anume, pentru că pot să dau din produsele care le aveau ei, pot să dau foarte lejer dacă am nevoie de ceva comandă online, așa că nu mi-am luat nimic din Sephora, m-am abținut și nici nu m-a interesat nimic în mod special. Încerc așa când mă duc în afară să-mi cumpăr produse care la noi nu sunt, de exemplu cum sunt brașurile acestea două, dar și astea le-am luat pentru că de câte ori mă uitam la noi, există și la noi pe unele site-uri, dar de câte ori mă uitam nu erau în stoc nuanțele care m-ar fi interesat pe mine. Așa că de astea le-am luat. Pentru că altfel nu aș fi cumpărat nimic special de la ei pentru asta. Însă tot ce pot să vă spun legat de Londra este că m-am îndrăgostit și mai tare de ea, îmi plăcea și îmi doream foarte mult să ajung văzând de la fete, dar acum că am fost acolo am rămas uimită de cât este de frumoasă, îmi place foarte mult arhitectura lor, au o grămadă de magazine și ce mi-a plăcut foarte mult și mi-ar plăcea să existe și la noi acest concept, să fie magazine în afara mall-urilor. La ei au străzi întregi cu magazine, noi acolo unde am fost cazați, noi am fost în Chelsea, în cazul care interesează pe cineva,
Acolo unde am fost cazați, la 2 minute de noi, erau foarte multe magazine și am fost așa uimite. Uite, știu și brandul ăla și brandul ăla și brandul ăla și brandul ăla, pentru că le vedeam la fetele pe care le urmăresc pe YouTube. Și mi s-a părut așa interesant să ajung și eu în sfârșit să văd brandurile respective. Am intrat în câteva magazine, dar dacă ați mai fost sau dacă ați auzit, cred că știți deja că Londra este destul de scumpă, așa că nu am stat deoparte. Pe lângă asta, pot unele lucruri să mi le comand și online, așa că nu am găsit nimic, de exemplu, n-am găsit reduceri. Poate dacă aș fi găsit ceva la reducere, mi-aș mai fi cumpărat, dar nu am găsit, așa că m-am abținut. Oricum, aici pe masa mea de machiaj, îmi țin produsele pe care vreau să le testez și să le filmez. Și am destul de multe, pentru că, așa cum știți, scap destul de des prin magazine să-mi cumpăr cosmetici, așa că nu am spart banca. Însă, dacă nu ați fost în Londra, eu vă recomand. Deci eu abia aștept și deja calculez zilele în care să ne gândim oare când să mai mergem încă o dată. Am și stat puțin, este adevărat. Noi am plecat marți dimineață și ne-am întors vineri dimineață, așa că am avut 2 zile full miercuri și joi, plus ziua de marți, pentru că am ajuns foarte devreme. Dar m-aș mai duce oricând. Chiar mi-a plăcut foarte, dar foarte, foarte mult. Și mi se pare un oraș superb. Așa că, da, astea au fost lucrurile pe care mi le-am cumpărat din concediu. Aceasta a fost cutia Look Fantastic de luna aceasta și tot ce pot să vă spun este că îmi place foarte mult brașul acesta. Mă tot uit așa la mine în oglindă și este foarte drăguț, așa că o să-l mai vedeți mult timp de acum încolo și o să le vedeți și pe acestea cât mai curând într-un video, doar să ne lase temperaturile de afară. Mulțumesc tare frumos pentru vizionare, să-mi ziceți dacă voi ați fost în Londra și dacă v-a plăcut. Știu că mi-a zis foarte multă lume că există și părți urâte. Noi am fost în zonele turistice, recunosc, pentru că n-am avut timp să ne primăm și pe altundeva. Însă tot ce am văzut pe mine m-a fascinat și mi-a plăcut foarte mult. Ne vedem zilele viitoare, să aveți grijă de voi și să-mi lăsați în comentarii dacă v-a atras ceva atenția din ceea ce v-am arătat eu astăzi. Zile frumoase să aveți și să fie cât mai răcuroase sau călduroase, cum vreți voi la mine, sper să vină cât mai repede. Așa, bye!